Ăștia sunt termenii pe care trebuie să-i folosim, pentru că ăștia sunt corecți. Dacă oamenii, într-adevăr, ar fi fost interesanți acolo și cu viziune, ar fi delimitat la un moment dat de această rușine națională care este UDMR-ul și care n-a făcut nimic pentru ei, numai a păcălit de fiecare dată. Că iată, în momentul de față sunt tot cu curul în baltă de 24 ianuarie 2018, n-au avansat cu nimic. Au scos niște steaguri secuiești, dar atenția, asta nu-i spre cinstea lor. Pentru că le reamintesc distinșilor udemeriști care îl plâng astăzi pe Vera Ștoiatila și nu se pot uita, evident, la noi măcar în această seară, că asta cu steagul ținutului secuiesc e altă minciună. Ei în 1990 n-aveau nicio treabă cu asta. O luaseră pe cu totul alt drum. Nu interesa, nu se declarau secui. Da, a venit mult mai târziu cu steagul secuiesc, n-au reușit, bineînțeles, să-l transfere în realitate, adică în legalitate, iar în momentul de față fac ce știu să facă. Dar ca să ne întoarcem un pic, deci imediat cum a venit Revoluția, sigur, sângele, apă nu se face, deși era într-o funcție mare la București, cercetător științific principal în 1989, Vera Ștoiatila a cotit-o și s-a declarat disponibil pentru a-și ajuta comunitatea, s-a întors imediat la el, a devenit senator de Harghita, i-a păcălit pe ea foarte ușor, pentru că venea cu o funcție mare de la București și a rămas până la moarte în această funcție. A fost unul dintre cei mai importanți parlamentari, practic, din 2000 fi membru al Comisiei pentru Controlul Activității SRI. Toate astea, Kelemen Hunor, într-un mesaj în stilul comunității maghiare, dă vina pe securitate. La un moment dat aceasta i-a ascultat telefoanele, îl fila pe Vera Ștoiatila, cum adică să securitatea, când el ajunsese la București, domnul Kelemen Hunor, în 1980, ca asistent la Institutul Politehnic, și-a urcat treptele încet, încet, din asistent a devenit cercetător, apoi cercetător științific principal, da? Deci în 9 ani a avut o ascensiune profesională corectă. Iată că nu era nicio problemă că avea un nume imposibil de pronunțat și nici o figură nu foarte prietenoasă așa, cel puțin pentru partea asta de lume. Dar iată că nu i s-au pus bețe în roate. Nu era, să știți, domnul Kelemen Hunor, dumneavoastră care sunteți eternul frustrat al istoriei europene, nu era o rușine să fii cercetător științific principal în România lui Nicolae Ceaușescu în 1989. Ce securitate! Bine că nu o trageți cu statul paralel. Bun, mergem mai departe. Considerat de aliați, dar și de adversarii politici, drept un bun negociator și un lider cu influență în UDMR, Vera Ștoiatila n-a fost niciodată ministru. La începutul anilor 90, revista Academia Cațavencu i-a dat această poreclă de drujba lui Dumnezeu. E posibil ca el să fi dormit cu drujba până în ultima clipă la cap, nu cred că interziceau ea la spital în Viena, pentru că provenea dintr-un bazin electoral în care principala afacere era tăierea pădurilor în Harghita. Din fericire au mai rămas niște păduri. Am văzut astăzi expresii interesante pe Facebook. Veste bună pentru pădurile din România. A murit Vera Ștoiatila. Exportarea buștenilor și a cherestelei în Austria și Ungaria au devenit apoi activitatea sa principală, Ștoiatila devenind unul dintre magnații afacerilor cu material lemnos din regiune, România și în general sud-estul Europei. Spuneam că averea sa este extraordinară, ajungem imediat și acolo. Între 48 și 50 de milioane de euro, sau cum spuneam mai devreme, spre 60 de milioane de dolari, conform unor alte însemnări, el avea investiții substanțiale pe piața de capital, fiind considerat unul dintre cei mai bogați politicieni din România, deși în afară de afacerile de tip blugi și cafea, asta însemnau afacerile cu lemn în România anilor 90, unde nu exista nicio lege care să se respecte, toată țara era într-un haos general. El atunci a dezvoltat aceste afaceri, că acum în ultima vreme nu cred că se mai ținea chiar de afaceri, ce rușine. Totuși să fii un om politic, un senator al României timp de 30 de ani aproape și tu să fii multimilionar.
nefăcând nimic în Senatul României. Nimic pentru țara ta. Absolut nimic. Decât pentru avuția personală. Păi ce exemplu dai tu ca politician? Ia uitați-vă puțin la ăsta. Băi, ar trebui să intri în pământ de rușine. De intrat în pământ va intra Vereștoiotilor, că acum nu mai are încotro. Dar am și eu o întrebare. Tu oare s-o duce chiar cu mâinile goale pe lumea cealaltă sau măcar o brumă din averea asta incomensurabilă va căra totuși după el? Să nu răspundeți chiar din prima, întrucât nu avem nevoie de un răspuns eclair de ăsta, fulger așa. Băi, trebuie să ne gândim un pic. Oare chiar este posibil? La 63 de ani, sigur, mai aveai destul până la 100. Da? Poți să spui că Dumnezeu te-a retezat la timp. Adică ți-a făcut-o. Ți-a făcut totuși bucata. Îl penalizase din 2011 deja, îl de sus, pe Chereș Toiotilă, când a avut un accident de circulație. Am vorbit că noi eram tot la masa asta și în 2011, un accident grav de circulație, n-a avut de suferit mai multe coaste fracturate, practic umbla în cârjă, nu și-a mai revenit complet niciodată de atunci. Anul trecut a fost diagnosticat cu un cancer la plămâni pe care, evident, nu l-a mai putut trata, întrucât cele două țări la care sluja, între ghilimele, nu permit așa ceva. Pe undeva, sigur că hoții epocii moderne au luat-o înaintea evoluției acestor state. Asta nu e o rușine pentru ei. Da? Țările trebuiau să țină pasul cu ei, nu ei cu respectivele țări. Da? El s-a îmbogățit, s-a tot îmbogățit, dar din păcate țările pentru care ar fi trebuit să facă ceva au rămas cu mult în urmă și atunci doar Viena, sigur, care e și ea o patrie mumă pentru ei, nu? A fost cea care l-a mai primit în ultima perioadă. Avea, conform declarației sale de avere, un pachet de peste 11.000 de acțiuni la Transgaz, în valoare de 4,75 de milioane de lei. De asemenea, mai deținea 45.000 de acțiuni la Romgaz, valoarea de piață fiind estimată la 1,5 milioane de lei. În total, valoarea de piață a tuturor acțiunilor pe care deținea la BVB în 2016 era de 43 de milioane de lei. În conturi depozitase corect suma de 7 milioane de euro. Vă spuneam eu, teoria este acelor 6 milioane de euro, dar dacă mai poți să pui un milion, nu-i nicio problemă. 6 milioane de euro înseamnă exact suma corectă, pentru că asta presupune 10.000 de euro pe lună timp de 50 de ani. N-ai nevoie de mai mult. Mai ales că nu devii milionar când ești sugar cu suzeta în gură. Că atunci nu ți-ar ajunge. Da? Devii milionar, să zicem, undeva la 30 de ani. După 80 de ani nu mai ai de dat socoteli nimănui. Deci dacă trăiești 50 de ani cu 10.000 de euro pe lună, e ok. Că nici nu trebuie să cheltuiești nou. Sigur că la nivelul ăsta să cheltuia mai mult, dacă vă arătăm ce case avea Chereș Toiotilă. Așa ceva. Eu prima dată am crezut că este, să mă iertați, și casa e la Znagov, în județul Ilfov. Eu am crezut că este unul dintre castelele de pe Valea Loarei. Văzut un pic din Zeppelin, așa. Haideți să vedem această imagine de neam prost. Absolut. Uitați-vă puțin aici. Da? Sigur, a defrișat un pic, asta era specialitatea lui numărul 1, a tăiat acolo niște copăcei. Eu care nu văd aproape deloc, deci de la distanța asta mi se pare că este o catedrală, așa, sau un castel. De altfel, imaginea, sigur, Znagovul este un loc idilic, cu lacurile respective, cu pădure, cu nu știu ce. Bă, ai spune că ești în Franța undeva, senzațional. Un Liviu Dragnea stă, pălește, se uită cu gura căscată, nu-i vine să creadă așa ceva. Iertați-mă, cât de dobitoc trebuie să fii ca să... Atenție, are 11 imobile, nenea ăsta, deținute mai multe județe din țară. Acum, fac o paranteză. Mulțumim pentru aceste imagini. Fac o paranteză. Nu este absolut deloc o problemă că un om se îmbogățește până la nivelul a 50 de milioane de euro. Suntem într-o lume capitalistă, da? În care, evident, ăsta este scopul unui om de afaceri, să facă cât mai mulți bani și după aia să facă cu banii ce vrea. Suntem de acord. Da? Noi nu suntem nici de la Click, nici de la Libertatea, să spunem că 150 de dolari pe lună înseamnă o avere, cum cred ei. Nu, asta nu e o rușine. Problema este că nu poți fi politician, nu poți fi senator în România timp de 28 de ani. Lasă-te, domnule, de astea.
ține-te de afaceri, da? Dar nu sta într-o funcție călduță care după aia să te legitimeze, să-ți dea bruma aia de notorietate de care ai tu nevoie. Ăsta nu tăia el pădurile că era deștept sau că îi mergea mâna. Tăia pădurile pentru că avea poziție. Da? El a fost senator în Harghita din 1990, deci s-a dus peste aia cum venea boierul peste țărani. Că altfel nu tăia domnul Chereștoi. El nu era un talent. Da? La nimic. Practic nu avea niciun talent. Spre deosebire de alți udemeriști care le mai au cu cartea, cu lectura. Ăsta nu avea niciun talent. Da? Să nu spuneți că e un ingineraș, am citit, da, ce făcuse, era un ingineraș oarecare, da, nu dispunea de talentul ăsta. Nu visa el pe vremea când cerceta în contul lui Nicolae Ceaușescu și al Coanei Leana că el va tăia toate pădurile din județul Harghita, că ăsta a fost obiectivul lui. Nu a apucat să le taie pe toate, că așa e viața. Dar a tăiat cât a putut. După care, sigur, l-a pleznit el de sus în câteva rânduri că nu se mai putea. Da? Dar, atenție, nu face asta din calitate de senator. Ai văzut că ți-a mers bine, ești om de afaceri, da? În 1990 ai început să tai cu drujba. Bun, cât ai tăiat? Ai tăiat un mandat. Bă, 94, 96, 98, te lași dracului de politică dacă vezi că ești atât de iscusit din punct de vedere al business-ului. Pentru că altfel denotă faptul că de fapt nu ești decât un jnapan, un ordinar, un mizerabil, care profită de situația lui. Bă, tai, fă-ți firmă. Da? Angajează acolo, devină drujbarul numărul unu al lumii. Dar lasă politica. Evident că el numai cu aceste legături, da, mai dădea și el un telefon, îl mai ajuta unul, replică, îi dădea și el niște brazi de Crăciun, îi mai dădea niște bușteni pentru foc și așa mai departe. La ăsta mergea foarte bine. Celebra fraza lui Jean Giono, să vedem cu ce lemne te încălzești ca să spun cine ești. Da? Tradusă, mă rog, maladroitement, de subsemnatul din limba franceză, fabuloasa limba franceză a lui Jean Giono, practic de nivelul celei al lui Molière. În fine, dar despre ăștia nu știa Chereștoi, Otilo, stați niște. Zice, l-a tăiat, a fost cherestea și bușteni din munții Harghitei, din pădurile României și le-a folosit în conturi personale. Da? Banii ăștia ei nu-i lasă țării. Da? Căsuțele alea pe care le-a zis, castelele alea, pardon, nu le lasă țării. El s-a îmbogățit fiind senator român, nefăcând nimic pentru România, încă o dată o spun. Absolut nimic. Decât pentru situația personală. Cu o mare tristețe, bineînțeles, UDMR-ul a constatat astăzi decesul. Dar avem și o declarație a lui Ion Iliescu, care i-a supraviețuit, evident, și lui Vereștoi Otilo, nu era mare surpriză aici. Fiți atenți ce spune Ion Iliescu. Am aflat cu mare tristețe această veste. Otilo Vereștoi, mă rog, el nu știe că la unguri e invers, nu e ca în Oltenița, Vereștoi Otilo, dacă ne permiteți, a fost prezent imediat după Revoluție în toate etapele vieții noastre politice, pe vremea CPUN, apoi parlamentar. A fost unul din reprezentanții comunității maghiare, a UDMR, care a fost prezent în toate activitățile noastre, sau în toată activitatea noastră, nu știu exact cum vrea să spună, deschis la cooperarea eficientă a tuturor forțelor politice din țară. Și acum vine fraza cea mai interesantă. A promovat conlucrarea, cooperarea tuturor forțelor politice și o bună relație între români și maghiari. Asta va rămâne așadar după Vereștoi Otilo, cel puțin din punctul lui Ion Iliescu de vedere. Domnul Chereștoi a promovat conlucrarea. Trebuie să recunoașteți că acest termen nu ne-a mai trecut prin fața ochilor din anii 90, din anii CPUN-ului. El nu mai există practic în limba română. E bine, Ion Iliescu, care are aproape 100 de ani, îl folosește în continuare. Dați seama cam ce clișeistică este viața lui Iliescu. Noi râdem de toate țoapele astea, de toate proastele astea. Cu botox, cu cizme, cu papuși de aia, cu blană. Râdem de toate că nu reușește să profite de viață în cel mai palpitant secol al istoriei. Secolul 21, în care teoretic poți să faci orice. E, proastele astea nu profită nicio clipă. Să duc la fel de proaste pe lumea cealaltă. E bine, să nu uităm pe Ion Iliescu, care în secolul ăsta al informației, da,
al posibilității dezvoltării oricăror idei, oricăror proiecte, măcar în teorie. În anii în care s-a născut Ion Iliescu, nu puteai nici să treci strada de noroi, așa, și de ploaie. Bine, astăzi poți să faci teoretic orice. El folosește astfel